Astăzi am plăcerea de a fi alături de Georgiana Laura Dinu, elevă în clasa 12-a a Colegiului Național Sfântul Sava, recunoscută la noi în liceu pentru talentul ei artistic, fiind o cunoscută dansatoare care a concurat în trecut la emisiuni de amploare precum Next Star, România Dansează sau România au Talent. Georgiana, spune-mi, te rog, când ai descoperit dansul? Prima oară când am luat contact cu dansul a fost la vârsta de 4 ani, când mama mea, văzând că am talent, m-a dus într-o sală de antrenamente. Și cine te-a îndrumat? Cine te-a ajutat să faci primii pași în lumea dansului? Am fost îndrumată de doamna profesor Tatiana Butacu, profesoară la Clubul Copiilor Sector 2 din București. Ai avut parte de susținerea prietenilor sau a familiei? Ți-a fost greu la început? Nu mi-a fost niciodată greu, pentru că am fost înconjurată de prieteni și de familie la toate concursurile, atât naționale cât și internaționale, și mereu am fost susținută. Unde ai avut ocazia să performi? Am avut ocazia să performez atât în țară cât și peste hotare, în țară, atât în București, la competiții naționale cât și internaționale, dar și în alte orașe ale țării. Iar pe plan internațional am participat la festivaluri de dansuri populare în Ohrid, Macedonia și Izmir, Turcia. Cum te-ai hotărât să alegi dansul? De ce dansul și nu altceva? În opinia mea, dansul îți oferă perspective și te poți dezvolta armonios și poți să te exprimi, să fii tu pe scenă, fără emoții, fără inhibiții și să dai tot ce ai mai bun. Foarte frumos. Eu știu că tu ai participat la Next Star cel mai recent. Cum a fost? Da, ultima experiență a fost cea la Next Star acum câteva luni și a fost o experiență foarte importantă pentru noi ca trupă de dans, unde am ajuns în finala de popularitate a emisiunii și mi-au fost oferite sfaturi și toți oamenii au fost prietenoși și chiar au încercat să ne ajute pentru viitor. Ce sfaturi te-au dat și la tine? Să scăpăm de emoții, să fim noi înșine, să ne distrăm, să arătăm că ne place ceea ce facem și diferite sfaturi legate de dans și cum ar trebui să fim o formație mult mai unită. Care dintre jurați ți s-a părut ție, să spun așa, cel mai drăgaș? Cel mai drăguț dintre jurați a fost Dorian, el a stat cu noi, a făcut poze, a glumit cu noi și chiar a fost super ok față de ceilalți. Georgiana, eu știu că tu ai mai participat în trecut și la alte competiții de dans. Care ar fi acestea? Am participat la România Dansează, unde am trecut mai departe și jurații ne-au oferit sfaturi foarte bune pentru a ne dezvolta și a putea ajunge la nivelul la care suntem acum. Și mai ales celebrul fiind din domeniu, el ne-a ajutat cel mai mult. Iar de asemenea am participat la România au Talent, unde am fost la primele ediții și atunci fiind mai mici și nu eram atât de unite ca și formație, nu am avut atât de mult succes, dar pe noi ne-a ajutat foarte multă experiență. Ce amintiri ne poți spune de la România au Talent? Cum ți s-au părut jurații, prezentatorii? Prezentatorii au fost foarte de treabă, pentru că stăteau printre noi și puteam să facem poze, să vorbim cu ei și să le spunem ce face. Și de asemenea și juranții au fost foarte ok. Și chiar dacă nu erau din domeniu, tot au încercat să ne ajute cu sfaturi. De asemenea, eu știu că mai ai și alte talente, nu doar dansul. Da, dar nu pot spune că sunt atât de dezvoltată ca acesta, dar am făcut chitară și trăsătură la chitară și de asemenea am făcut câțiva ani cor la Palatul Copiilor și m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și pe alte planuri în afară de dans. Îți mulțumesc foarte mult pentru interviul acordat astăzi și mă bucur că am avut plăcerea de a sta alături și de a-ți pune întrebări unei persoane atât de talentate. Cu multă plăcere! Pornesc când sunteți gata. Ok. Vii tu când ești gata, că... Tăiați! Vii tu așa? Bine, hai!
tăiem partea asta. Stai că trebuie să iasă bine. Păi da, dacă mai trebuie tot fix să vara pe da? Nu mă rând așa, nu mă rând așa, nu mă rând așa. Facem melodie de intro, mă, știi? Păi, gata. Astăzi am plăcerea de a fi azi. Nu știu. Ce dracu cu curgeul în ochi? Ai zis că-ți curge ochii? Nu, a zis un ochi. Un ochi! Ok. Filmezi? Las că stai, asta e parte de... Știi că nu o să râd de chestii. Da. Ok. Nu știu când ești gata ca să începe. Eu sunt gata. Așa? Miram așa. Nu, așa tot să stai. Avem gata pentru filmare, nu gata pentru 50 Shades. Asta mara voia, 50 Shades. Ok. Astăzi am plăcerea de a fi alături de Dinu Georgiana. Taie! Și mai am. Ok. Când ai descoperit dansul? Dansul l-am descoperit. Hai, voi taceți din gură. Taceți, bă, nu taceți. Taceți. O să... Vor apare. Așa. Primul contact cu dansul a fost la vârsta de 4 ani, când mama mea m-a dus în sala de antrenament pentru prima dată. Ce vrei să zic? Nu știu, a fost așa. Dansam prin casă și mama a văzut că talentată sunt și m-a dus la dans. Prima melodie pe care a dansat a fost bum bum bum. Te dădeam de un mult mai ceva ca mie. E bine să mă arăcă recunoscut. A fost îndrumată de doamna profesoară Tatiana Budacu, profesor la Clubul Copiilor, sector 2. Reclamă! Îi bani din propria cine? Ce profesora mea de dat de la profesora. La care nu dă lume, pentru că nu vreau să faci reclamă. Dar nu faci reclamă, ok. Nu, zi. Cine te-a susținut în toată această perioadă dificilă? Nu știu. Nu, lasă dificilă. Dificilă pentru mine nu a fost o perioadă dificilă, pentru că am făcut totul de plăcere și am fost susținută de părinții mei și de prieteni care au fost lângă mine la fiecare competiție. Atât națională cât și internațională. Unde ai avut ocazia să performezi? Pe lângă competițiile ținute în țara noastră, majoritatea în București, dar și în alte orașe, am avut ocazia să performez în Macedonia, în Ohrid, și în Izmir, în Turcia, la competiții internaționale de folclor. Eu știu despre tine că ai participat la numeroase concursuri de talent. Poți să ne spui câteva lucruri despre această experiență și cum a fost pentru tine? Ultima experiență a fost acum câteva luni, la Nextar, unde am făcut parte din trupa Amadeus. Și am participat la finala de popularitate, susținându-le pe cele mai mici care au intrat în concurs. A fost o experiență foarte plăcută, oamenii foarte primitori și înțelegători. Juriul a încercat să ne dea cât mai multe sfaturi pentru viitor și chiar ne-am simțit extraordinar. Care jurat ți-a părut pentru tine cel mai de gașcă, să spunem așa? Cred că Dorian a fost cel mai de gașcă. Pepe! Nu, să știu chiar, Dorian a fost super caterincă. Ok. Dorian a și fost... Și cred că... Mi-a șters telefonul de fond de temp pentru că mașa lui e albă. Să facem poză. Crede-mă, chiar a fost super. Ok, ok. Poți să spui chestia asta? Avea telefonul cu o șutare, dacă poți spune. Da, negru. Asta a fost tot. Nu. De asemenea, eu știu că tu ai mai participat și la România Got Talent. Da, am participat acum. Păi ar fi să stau la început. Da, dar acum dezvoltăm. 5 minute e mult. Avem ce vorbim. Nu știu să vorbesc cu 5 minute. Am fost la România Got Talent acum 5-6 ani. Am fost prin primele ediții. Nu era atât de cunoscut show-ul în momentul acela. Dar a fost o experiență care
ne-a ajutat să ne dezvoltăm pe mai departe, să progresăm. De asemenea, tu ai mai participat și la concursul România Dansează. Da, am participat, unde ne-am calificat mai departe. Cerebel ne-a dat niște sfaturi care ne-au ajutat să fim mai bune și tot așa atmosfera a fost foarte primitoare. Jorge! Deci Jorge! Oh, am povestit cu Jorge! În fine, continuă. Jorge! Cum să nu știi cine-i Jorge? Băiat frumos, sunt un fel de Ernest. Ai văzut poza de profil cu Jorge? Nu știu. E la like? Probabil. Nu. Mai ai făcut asta? Mai ai altceva să mă întreb? Da. Nu uita, am întrebitor. Firea. Mai ziceți întrebări. De ce dansul și nu altceva? N-am voce. Am încercat și alte lucruri pe lângă dans, dar de fiecare dată m-am întors la acest sport, pentru că te ajută foarte mult să te dezvolți armonios, să te cunoști pe tine. Și... Până ai dat de medicină. Până am dat de medicină. Dar, din păcate, nu am mai avut timp să continui cu acesta, deși regret foarte tare. Și acum am întrebat de ce și o să zic că pentru că vreau să fiu doctor de dansa tare. Vai, ce calată! Vezi că se duce la Antol, deci... Cine okay. Se duce la Antol? Floricica dansatoarea. Da, exact. Bă, mă, mi-a biletat și eu, pe mine să mă trupăt. Și acum am încheie, revisi tu ceva. Aceasta sunt... În concluzie. În opinia mea. Ironia soarte. Și dezvoltă mai mult un pic. Yes, nu sunt proastă pentru că sunt la sala. Felicea asta după aștept mic, cum veniți aici? Da, zis pe hol. Aceasta a fost Tino Georgiana. Georgiana, Dino. Georgiana, Laura, Dino, îi mulțumim foarte mult. Și o aștept să fie altă ocazie să mai ne continuăm. Ce? Ce? Mă, chiar și mi-a zis pe unde eu sunt. Pompier. Pompieria ta. Eu știu că tu ai mai partid. Hai că acum nu mai facem nimic adevărat, râdeți ca proștii. Da, știu. Știu. Nu știu. Știu foarte bine. Hai. Nu ești când ești gata. Hai, machiaj, pudră, alea care. Gata, dubla 2! Eu știu că tu ai mai concurat și la alte competiții. De ce râzi? Bine, hai că noi plecăm, vă faceți asta. Da, nu o să ai aici că terminăm imediat. Da, ok, bine, hai. Dar să știu că am nevoie și eu știu că tu ai mai concurat și la alte competiții. Unde ai mai participat în trecut? Am participat la România Dansează, unde am ajuns mai departe. Și acolo Cerebel ne oferă niște sfaturi esențiale pentru a ne dezvolta pe mai departe. Hai, bă, iubi, buza, prietene. Deci, am calmat-o pe asta din tineța de râs. M-am calmat pe mine, care a fost și mai greu și vin tu să ne... Hai, ce-i bai? Du-te la faia! Hai, boară! Ok. Revenim cu întrebarea asta, Până unde s-a filmat și n-a intrat deșteaptă pe care? Păi, că a fost...